Bună seara, sunt cam dezamăgit, am venit dincolo, e Stația Unirii. Asta e Cropolința, probabil de la Patriarhie, ce e o bibliotecă la intrare. Cam dezamăgit, ziceam că e multă lume. Ia uite, frate, călugăr, puțină lume. Sper să fie măcar preasfinția sa Daniel la serviciu azi. În oraș e o atmosferă tristă și nebunească. Nu vorbesc tare. Nu știu dacă nu cred că mă lasă să fie. Deci asta e Patriarhia. În vreme de calamitate. Foarte dezamăgit sunt. Eu nu sunt foarte credincios, dar eu sărut icoană, cum o să și vezi. Dar dezamăgitoare de atitudinea bucureștenilor, să știi. Uite, deci tu. Cât un om, ca mine, eu mai mult turist, prima în biserici. Uite ce frumoasă. Frumoasă, vă uite, și nu aia nu. Aia nu va fi. Va fi. Uite, acolo stă patriarhul când e, cum îi spune, Paștele, vine, acolo se dă lumină cu mitropoliții în jur. Da, asta e. Ăsta sunt așezământul unde locuiesc călugări, acolo probabil că e ceva gen de facultate. Deci tot ce frumos, hai să vezi, e ocazie unică să vezi. Și iar cea de liniște, mi se pare foarte ciudat, un așa necredincios ca mine, singur, tot turist. Uite băi frate, tot turist. Și eu ia credincioșii cu, care se dau cu batul cu un piept, iată-și, să vezi ce frumos și înăuntru că văd aici, uite și tu, Patriarhia Română și în altă sfințită aici asta. Sau nu știu unde locui, eu aveam un apartament la bloc, dar glumesc eu. Uite și ce frumos e, Patriarhia. Asta e ceva bibliotecă, nu mai țin minte că am întrebat eu odată. Eu discret încerc să dau niște sevinții, nu îmi doamne să cred nici Patriarhul nu-i lasă aici. Mă așteptam să fie. Ia uite, uite cum se vede intrând. Deci la vreme de calamitate, în alte vremuri, dădeau năvală. Sau ce frumos e tot. Asta și asta, până și asta, sicoane, vezi că simțind aici, asta trebuie pupate. Asta trebuie renovată, nu întâi foarte frumos, ai numai câteva secvențe. Că o să-mi atragă cineva atenția. Sărba, părinte! Aș fi vrut să fii mai mulți, nu? Părinte. Doamne, așa. O să-ți amăgitor. Părintele călugăr, fratele călugăr m-a lăsat puțin să filmez. Cred că e jenant, jenant pentru noi bucureștenii. Toată lumea la televizor și telefon și aici e vor. Duminică se va filma. Duminică se va ține slujba afară. Acum probabil e nenorocirea prea mare ca să... Și dânsii cred că-s depășiți. Nici nu m-a lăsat, am sărutat moaștele Sfântului Bucureștiului. Dimitrie cel nou nu se putea intra încolo. Pregătesc, nu știu ce se întâmplă, deja mă depășește. Da, va fi slujba afară duminică, vin pentru tine la ora 10. Partea a doua clipului o văd atașa acasă. Sunt foarte dezamăgit și eu nu prea sunt credincios. Și era și dâns, l-a văzut pe somorât de faptul că nu-i lume. Și o turist. A venit un turist să se închine, știi? M-am închinat toată viața și la Dumitrie cel Mare, la Salonii din Rece. Măcar m-am închinat la Sfântul Dumitrie cel Nou, Sfântul nostru al Bucureștiului. Și bucureștenii stau acasă și cu ochii în televizor panicați. Puuu, și încă n-a murit nimeni, probabil. O să fie primii morți, bineînțeles. La așa atitudine. Da, foarte dezamăgite de atitudinea celor care se bat cu pumnul în piept și țin post. Mulți vorbesc la servici și preparate de post au făcut doamnele și pe unde s-au spovedit și